Lungun, bună ziua. Uite că am început din nou lucru, am venit. Stai cu ochelarii mei, sunt un pic cam. Bine ați venit la Românul 22, oameni buni, așa. Mi-am luat liber câteva zile și acum am început din nou, după cum am zis și în live care am făcut. Și ce credeți? Am crezut că mă duc înapoi pe camionul meu, dar că despre acel are planuri fantastice, m-au pus pe un camion mai vechi. De fapt e vechi. Deci, ăsta e camionul, oameni buni. Uitați-vă și voi aici. Ia uitați-vă. Nici n-am unde să-mi pun lucrurile. Am atâtea lucruri pe aici. Fii atent. Nici n-am unde să-mi pun lucrurile. Spun sincer, n-am unde să pun lucrurile. Am încărcat aici. Am încărcat și acum dau bătaie la drum și sper că mâine sau poi mâine o să fiu pe camionul meu. Dar plouă afară, rece. Îți spun, pe camioanele astea nu prea îmi place și n-aș vrea să lucrez. Am lucrat un an aproape și ceva pe un camion de genul ăsta și nu e așa plăcut. Sunt camioane vechi. Hai să vă arăt un pic, să vedeți și voi, pentru cei care sunt de prima dată pe canal. Hai să vă arăt un pic camionul, să vedeți și voi despre ce e vorba. Deci ăsta e camionul, oameni buni. Ia. Uitați voi ce bot are, zici că merg la război cu el. Ia uitați-vă și voi. Camion vechi. Asta cărăm 48 de tone. Acum am încărcat. Da, nu e așa de plăcut. Are diferite prelata, camionul. Da. Asta e. Hai să vedeți mai de departe. Uite așa. Da, și așa cum vedeți, e norat afară. Pe ploaie și ca să schimb camionul pe vremea asta, nu e așa de plăcut. Ia fii atent, a dus gunoi și a rămas vopsea. Rogii, oameni buni, asta e. Hai dați! Deci, oameni buni, dăm bătaie la drum. Plouă afară și vedem noi ce mai fi mai departe cu vlogul. O să filmez acolo așa, pac-pac, cum conduc camionul ăsta și asta e. Cum schimb aici vitezele, cabluri. Uite aici, am toate lucrurile, că n-am unde. Unde să le pun? E camion mai mic, așa. Cabluri aici, cafea. Asta e. Uite aici ce bord. Ia uitați și voi. Au rămas în urmă cu timpul camionul ăsta. Asta e. Hai dați, oameni buni, să dăm bătaie la drum. Ia uite ce hurie motorul ăsta, zici că conduc un tank. Opa! Ai, goodness! N-am mai condus camion din ăsta de mult. De câteva luni de zile. Ia să vedem noi aici, așa, să ne asigurăm. Dăm geamul jos, nici nu văd aici. Haidați! Gata! Ia ce țărie și semnalizarea. Haidați! Uite aici schimbătorul. Pac! Așa! Ați văzut? Splitul. Ia să schimbăm din nou. Haidați! Pac! Așa frumos! Eu cred că dispecerii ăștia câteodată mai ne pune pe camioane de astea să nu uităm cum să schimbăm. Că știi, camionul meu e automat și ăștia mai noi sunt automate. Și câteodată ne pune pe camioane din astea manuale să nu uităm cum se schimbă vitezile. Are rău. Hai de așa. Centura, nici nu mi-am pus-o. Cât e ceasul? 11. Da, mai am. Hai că mi-am pus centura. Unde e centura? Uite aici. Hai să vedem aici. Vine cineva. Vine un van, dar dăm bătaie. Așa. Noi trebuie să o luăm în stânga aici. Așa, pac-pac. My goodness. Haideți.
Berciu se schimbă aici viteză. Asta e problema cu camioanele astea vechi. Le conduce care mai din care, și cine știe cum le conduce. Și după aia, da, când intră un șofer mai bun pe ele, nu mai știe el ce-o mai făcut ele. Fii atent la el. Ia uite. Sper că se aude sonorizarea bună, să nu se audă prea multă gălăgie. Ia uite ce sară în el. Așa. Da, oameni buni, și-o zis că camionul meu încă nu-i gata, încă nu știu ce, pac, pac. I-am zis, men, dar ce mai faceți acolo? Schimbați motorul? Mai bine schimbați tot, dacă nu, dați-mi un camion nou. Dar nu, da, e politică. Politică la dispecer, că are ceva loduri și curse de făcut cu camionul ăsta, mai mic. Și vorba aia. Cu alte cuvinte, m-am mințit, oameni buni, m-am mințit. I-am întrebat pe mecanici dimineața când am luat camionul ăsta, l-am întrebat pe mecanici. Băi, e gata, e camionul meu. Da, e gata. Și ăsta, unul din dispecere, zice că dispecerul ăsta respectiv îmi zice că nu-i gata, că nu știu ce. Da, ce să face? Asta e, oameni. Asta e. Mergem înainte. E ciudat că nu-mi place să schimb camionul când pe ăla, trebuie să-ți iei toate lucrurile din camionul ăla. Bă, dar ce tezgâție, man, fii atent. Deci nu amortizează scaunul ăsta. Băi, leu. Asta e. Uite ce bord fantastic e aici. E stil vechi. Man, dar ce urie camionul ăsta că am comparat. Eu am crezut că camionul meu urie, e gălăgios așa de felul lui. Dar asta, bă, e chiar că e gălăgios. Chiar că e gălăgios. Opa, după ce te... hai să intrăm în intersecție, pac, mersi, așa, ha-ha. Da, schimbăm iară, haideți, uite așa, pac, dăm split-ul în spate, 18 viteze are camionul ăsta, dăm split-ul ăsta în față, pac, și apoi mai schimbăm o dată. Dăm chestia asta în spate și schimbăm o viteză. Pac! Atât! Și mergem așa cu viteza asta până ieșim afară din oraș. Nu m-ar deranja dacă camionul era automat și vechi, cum se zice, dar când e și vechi și te aruncă în scaun așa, când în sus, când în jos, ca pe o trampolină, e... și după aia trebuie să și mai schimbi. Ia uite, fii atent, opa, oi. Da, îți face așa munca și ziua așa ciudată. Și mirosul în camioanele astea așa vechi. Oh my gosh, de la toți șoferii care cum o jepelit-o. Asta e. Eu mi-am luat aici ceva, parfum, ceva, ca să mai dau prin camioanele astea. Că unele, e. Hai să punem aici frâna de motor. Iar cu ștergătoarele astea trebuie unse cu ulei. Ia uite ce scârție. Vai. Deci nu știu dacă o să mai fac vlog în camion așa de genul ăsta, că pe mine mă deranjează la moment dat, dar pe voi care vizionați. Hai să ieșim aici din oraș și dăm bătaie. Aici avem o cântare, sper să nu mă oprească la cântar. Da, e închis cântarul, oameni buni.
E închis, hai dăm bătaie. Bun, oameni buni, ne vedem la descărcat, că cu hodorăceala asta din camionul ăsta, nu știu dacă pot să, dacă m-auzi sau dacă se aude ceva. Hai că ne vedem, revenim îndată. Ia uite poliția. Ia să afară, dă-i. Nu vine. Se duce încolo, către oraș. Bun, hai dați. Ia uitați și voi, oameni buni, ce bate vântul aici și plouă. Oi, 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 oi. Hai de aici așa să deschidem poarta. Fii atent. Ioi. Ce plouă aici la descărcat. Dar nu că plouă, dar bate și vântul. Ia uitați. Oh, man. Asta mai o trebuit la descărcat pe camionul ăsta. Asta mai trebuit. Ia uitați-vă voi. Yeah, Raji. Oh, yo. Ia uitați-vă, ia uite ce bate pomii ăștia, ce bate vântul ăla. Fii atent ce pe drum. Fii atent numai, crengeți pe drum. Mai, gași. Nu știu dacă vedeți, dacă puteți să vedeți. Mă, și e aici, oameni. Fii atent. Ce creangă mare. Ia să mă dau jos să o iau din cale. Ia uitați aici. Faile! Oh! Faile! Oh boy! Bă, dar ce e aici, mă, oameni buni? Ia uite ce vreme e la noi. Ce e asta, fratele meu, aici? Cade pomii jos. Gosh, this is dangerous, man. Oh, man. Bă, dar asta nu e aici bine, nu e corect, man. Ia uite aici. Thank you.
mai văzut așa ceva. Nici n-am... Vai! Vai, leu! Oameni buni! Nu știu dacă se vede. Oh. Ia uitați voi ce a căzut aici. A căzut un pom. Fii atent. Mare. Vai, de uite, vine ăla cu buldozul. Mai, gă. What do you want me to do? The train detent for the base, that's what it's called. Oh, roger, roger. So just head for the base? Come back? Deci, oameni buni, mă duc aici la bază, la grămadă. Nu o să descarc pe grid, că așa cum ați văzut, bate vântul foarte tare. N-am mai văzut așa ceva. Rățele mele e varză, sunt lărgite, sper să nu se întâmple nimica. Da, asta mai a trebuit pe camionul ăsta, ei? Șoferie! Bă, dar sper să nu cadă un pom din ăsta pe mine. Acolo mai în spate a căzut un pom. Uite, fii atent, fii atent. Bă, băiete, bă. Grăbesc să trec de pomii ăștia să nu cadă. Deci, oameni buni, am dat prelata jos. Ia uitați ce bate vântul acolo. Ia. Fiți atenți. Ia. Aha. Deci nu pot să descărcăm. Nu putem să descărcăm acum niciun camion. Pentru că bate vântul prea tare și le frică că se răstoarnă în remorcă. Dar așa, după cum vedeți, plouă foarte tare. Vânt de vijelie. E așa ca și o vijelie. Dar am reușit să dau prelata jos la jaful ăsta de camion, la căruța asta. Și uite și ea. Ia uite. Fii atent. Am reușit aici să dau. Și acum aștept să primesc telefon că pot să descarc, dar după cum bate vântul și poate vigilia în video așa poate nu se vede. Ups, stai așa că deja se udă ecranul. Așa după poate după în filmare nu se vede așa. Dar bate așa scurt și vijelie puternică. Ia uitați și voi, oameni buni, ce bate vântul. Oh, yeah. Deci, oameni buni, așteaptă aici să mă sune dispatcherul ca să-mi spună ce să fac. Încă bate vântul, încă plouă și da, aștept să văd. Nu lasă niciun camion să descarce deocamdată și e mare vijelia. Când se oprește, când iar vine așa niște valuri de vijelii. So, așteptăm, oameni buni, așteptăm. Mi-am făcut o pic actele aici. Vezi? Ăla acolo trebuia să descarce și el, dar nu-l mai lăsat. Fii atent. E, nu, nu ne lasă, e prea mare vijelia. Asta e. Așteptăm, așteptăm. Oameni buni, victorie, victorie! Ce să zic? Am rezolvat. Am descărcat acolo. Ploaie, vânt.
s-a potolit un pic furtuna sau vântul și am rezolvat-o până la urmă. Și acum mă duc să-mi iau on car, cum zicem noi, adică îmi iau un lot pentru garaj. Opa. Și mă duc la garaj cu trotineta asta faimoasă. Și deja la noi e 4:30 și deja se întunecă afară. Amin, bineînțeles că e și în oraș și plouă. Dar oricum, deja la 5:30 la noi deja e întuneric. Și uite așa, oameni buni, am rezolvat-o pe ploaie, încă plouă, după câteva ore încă plouă. Nu mai bate vântul așa tare, dar plouă. Dar am rezolvat-o, oameni buni, am rezolvat-o. Și cu chestia asta și uite că s-o trecut și ziua asta cu vijelie, furtună, crengi pe jos, copaci răsturnați. Da, ce să zic, oameni buni, mă bucur de victorie, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Era un pic așa periculos astăzi mai devreme, dar am reușit. Și acum mergem să luăm lotul și încărcăm și mergem acasă. Parchez camionul ăsta și mă duc acasă, gata-i. Ne ajunge cu atâta ploaie. Ia uite aici, cine a dat stopul ăsta jos? Fii atent, cineva a dat stopul jos. Nu, bine. Uite aici ce aburite geamurile, fii atent, nici nu văd nimica. Uite, vine o mașină de acolo. Hai să vedem. Hai da! Bă, de ce țări e asta? Vai leu, m-au pedepsit dispecerii ăștia, oameni buni. Da, vorba românească, știi? Nu că m-o pedepsi, dar asta e. Au avut ceva curse pe camionul ăsta, sper să mă bage înapoi pe camionul meu cât de curând, ca altul fel, O să mă duc acolo cu niște gugoașe, niște ceai și să zic, hei, dați-mi camionul ăla, nu mai mă puneți pe jafurile astea. Și dacă era și o zi mai frumoasă, dar până aici, fii atent. Trebuie să ștergă parbizul, că se aburesc geamurile. Am dat drumul la căldură, la toate. Apare, bineînțeles, e rece. Și am dat drumul la căldură, dar așa e sistemul ăsta vechi. Nu e așa bun. Lipsește și butoane pe aici. Fai, da, ce mă scutură, fii atent, hopa. Scuzați-mă, oameni buni, dacă e odorul crompon că aici filmarea, dar ce să facem? Asta e. Am luat și eu o vacanță de o săptămână aici, așa, pac-pac, și uite cu ce mă pune oamenii ăștia, dispecerii, înapoi. Bravo! Mulțumesc, dispecerii! Mulțumesc! Asta e, câștigăm pâinea, bă, oameni buni, câștigăm pâinea. Până vine zile mai frumoase, asta e. Câștigăm pâinea cu ce putem și cu ce avem, nu? Asta e, nu? Așa spune Biblia. Celui mulțumit, celui cu inima mulțumit, în Proverbi spune, nu? Cel cu inima mulțumit are un ospăț necurmat. Păi trebuie să fim mulțumiți și de data asta, oameni buni. Asta e. Nu prea convine la firea mea, dar asta e. Ce să zic, oameni buni? Uite, fii atent. Trebuie să șterg aici parbizul, nici nu mai văd în față. Așa, gata, uite, am rezolvat. Bă, iată. Da, oameni buni, păi vă las că să fiu atent aici, că savurez geamurile, să fiu atent, să ajung cu bine acasă, că pe furtuna asta și pe ploaia asta, Deci, cu aceasta, oameni buni, vă las, multă pace și binecuvântare și hai da, la drum, multă pace, ne revedem. Ce am vrut să zic, hopa, stai așa un pic, înainte să plecați și să închid vlogul. Abonați-vă, dați un like, distribuiți mai departe, un share acolo și ne vedem la următorul vlog. Multă pace și binecuvântare!